Salutare, prieteni! Iată că a sosit momentul să facem și o prezentare a interiorului. Nou Duster 2018, varianta de echipare Prestige, motorizare 1.6 SCE benzină. Haideți să pornim motorul și să vedem cam care ar fi zgomotul produs în interior. Un mers silențios. Avem și clima automată pornită, setată la 22 de grade. În acest moment, turația motorului este undeva la 1150 de torații. Sistemul audio, iarăși, se aude foarte bine pe acest model, este o evoluție față de modelul precedent. Așa se aude sistemul audio, dat doar la 10% din volum. Haideți să pornim. Suntem în treapta întâi. Consumul instant, arătat de computerul de bord. Undeva la 12 litri. Insonorizare foarte bună a acestui model, după părerea mea. Deja suntem în treapta a 5-a, 1500 de ture. Revenim în treapta a 4-a. O frânare eficientă, după părerea mea, cu toate că unii spun că frâna cu tambur de pe spate ar fi un pic mai ineficientă comparativ cu frânarea pe disc. Mie nu mi se pare. Demarajele sunt ceva mai greoaie comparativ cu modelul precedent pe care l-am condus. Era vorba despre un Renault Scenic. Acolo, într-adevăr, demarajele erau ceva mai vioaie, ca să zic așa. Însă, pe ansamblu, sunt mulțumit. Mașina se comportă bine.
podul în mers, produs atât de sistemul de rulare, cât și de motor. Iarăși spun, zic că este un model reușit, cu o insonorizare decentă. Să încercăm să mergem și într-o treaptă ceva mai mică pentru a tura motorul. Cam acesta ar fi zgomotul produs la 2500-2550 de ture. Un zgomot deloc deranjant. Zgomotul produs la 2000 de ture. Zgomotul produs de trecerea peste denivelări nu este foarte pronunțat, după cum se poate vedea. Încerc să abordez denivelările. Direcția este foarte precisă, având de a face cu o direcție asistată electric, ceea ce înseamnă că la viteze reduse este foarte precisă, foarte moale, iar odată cu mărirea vitezei, direcția se întărește, ca să zic așa.